Biosecuritatea cuprinde totalitatea măsurilor organizatorice, tehnice, birocratice, care sunt aplicate într-o fermă pentru a preveni introducerea, persistența și răspândirea agenților patogeni în scopul protejării sănătății animalelor și, în egală măsură, și a sănătății publice. Aplicarea acestor măsuri, atât de natură fizică cât și administrativă, au drept scop reducerea riscului de introducere și de diseminare a bolilor către, de la sau în cadrul unei populații de animale, unei unități, zone, compartiment, mijloc de transport, etc. Obiectivele cheie ale unui plan de biosecuritate sunt în număr de 4, ca și importanță la fel de mare. Primul fiind acela de a preveni pătrunderea agenților patogeni, biosecuritatea externă. Cel de-al doilea, reducerea pătrunderii sau răspândirea agenților patogeni deja existenți printre animale sau alte secții ale crescătoriei, biosecuritatea internă sau biomanagement. Cel de-al treilea, prevenirea pătrunderii și sau răspândirea agenților patogeni existenți în crescătorie sau la alte crescătorii sau animale neinfectate, biocontaminarea. Și cel din urmă, dar la fel de important, minimizarea incidenței și răspândirea infecțiilor cu impact asupra sănătății populației.